Bun găsit! Astăzi la Cocktail venim în fața dumneavoastră cu o ediție specială, pentru că ori de câte ori vorbim despre Universitatea Politehnică din București, reprezintă un subiect special. Și invitații, evident că sunt speciali, lați-mi voie să vi-i prezint, avem trei invitații, este vorba despre doamna profesor Corina Moise Poenaru, să rămâne bine ați revenit în studioul nostru, director la Liceul Tehnic din Buzău, care anul acesta a spart din nou recordurile anilor trecuți și am vorbit cu directorul adjunct Robert Harabagiu despre performanțele pentru care meritați în continuare felicitări. Progres de la un an la altul. Păi așa le-am propus și așa vom merge mai departe, clar. Lângă dumneavoastră este un produs al Liceului Tehnic, proaspăt absolvent al Liceului Tehnic, dar este mai degrabă proaspăt student la Universitatea Politehnică din București, Denis Alexandru Cristea, la Facultatea de, la Facultatea de Inginerie și Robotică. Inginerie și Robotică. O să vorbim mai multe despre parcursul tău profesional de până acum, da. Și personal și, evident, școlar. Nu în ultimul rând, invitatul nostru permanent, atunci când vorbim de Universitatea Politehnică, profesorul universitar Ștefan Petriceanu, care, nu știu dacă va fi la catedră în fața lui Denis? Se întâmplă că da, încă din anul întâi, da. O să deci avem ore, preda. Ore împreună, mai exact facultatea se numește și puțin va avea dificultăți în a se obișnui, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, iar de anul acesta nici universitatea nu se mai numește Universitatea Politehnică din București. Am observat, ia ziceți. Ci se numește Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București, pentru că a avut loc o fuziune între Universitatea din Pitești și Universitatea Politehnică din București. Așa că, în urma acestei fuziuni, probabil că am devenit cea mai mare universitate din România ca număr de studenți și cadre didactice. Anterior era Babeș-Bolyai, care de fapt erau două universități într-una. Așadar, nici nu m-am întrebat, iată o noutate. Da, este prima noutate. Se diversifică, evident, și oferta educațională. O să avem cele două centre, Centrul București și Centrul Pitești. Și pe partea de știință, la Pitești, este și Facultatea de Drept și Economie. Avem și facultatea acum în această alianță de litere și Facultatea de Inginerie Mecanică de acolo, de la Pitești, și Facultatea de Informatică, Educație Fizică, Științele Educației și așa mai departe. Deci se adaugă 6 facultăți la cele 15 pe care deja le avea Universitatea Politehnică din București. Nu este nicio surpriză faptul că se întâmplă acest lucru. O universitate de prestigiu, de tradiție, îndelungată, da? O universitate istorică, practic, care și-a pus amprenta asupra societății din România, care a dat generații întregi de ingineri și ingineri care activează și care dă în continuare generații de ingineri. Da, practic, primele cursuri care aveau oarecum legătură cu Politehnica și cu partea aceasta de știință, de ingineri hotarnici, au fost organizate la 1818. Deci noi ne revendicăm încă de atunci, de Gheorghe Lazar, și astăzi avem peste 200 de ani de când s-au organizat astfel de cursuri de universitari, la nivel universitar, de științe tehnice. Da, o să discutăm pe parcursul emisiunii despre oferta din acest an. O să vorbim și despre oportunitățile pe care le au studenții și oportunități de care se va bucura și Denis, cu siguranță. O să discutăm și despre cum te poți pregăti pentru Universitatea Politehnică, că există totuși un filtru. Trebuie să spunem și lucrul, nu e pentru oricine Universitatea Politehnică. Este adevărat că există în primul rând filtrul acesta sau bariera de intrare în universitate, după aceea există bariera de a reuși să continui universitatea. Sunt mulți studenți care după anul întâi nu reușesc să promoveze și abandonează. În general, dacă au promovat anul întâi în proporție foarte mare, reușesc să ajungă la final, dar anul întâi se pare că este hotărător,
pentru cei care vor reuși să devină ingineri și mai departe specialiști în domeniile lor. Eu sunt convins, uitați-vă la Denis, că l-am văzut și trestate, nu are nicio problemă. Da. Da, adică de-abia aștepți. Da, chiar abia aștept. Da. Vă dați mai și primul an, e o nouă experiență, nu a început. Cum a fost și la liceu, din generală spre liceu, dacă nu a început. Noi oameni, nou, da, oraș nou. Da. Știu de la emisiunile trecute de la domn profesor acolo că acel campus al universității e practic ca un oraș. Da. Și ai o groază de oportunități. Sunt convins că ai trecut pe acolo înainte de... Da, două. De două ori. Da, da. Am avut. Am desfășurat tot felul de programe și parteneriate cu Universitatea Politehnică și am dus elevii noștri, în special de clasa a 12, am vizită la Politehnică atunci când a fost ziua porților deschise. Și Denis a aflat printre fericiții da, elevi care au reușit să vadă Politehnica și se pare că i-a rămas inima acolo. N-am pus să încerce altceva. Da, și în clasa 11, într-adevăr. Bun, ziceam de parcurs, doamna director, și liceul tehnic este un liceu care are mulți absolvenți care au mers și care merg la Universitatea Politehnică din București. Da, avem foarte mulți absolvenți, în special de la profilele tehnice, care își doresc să continue studiile pe care le-au început la noi. Desigur, noi ne-am ocupat de baza solidă de care au nevoie. Și este și o relație foarte frumoasă între Politehnică și tot ce înseamnă liceu tehnologic, un liceu tehnologic, în special un profil tehnic, pentru că lucrurile se succed frumos, știți? Punem bazele, punem cărămizile, elevii se obișnuiesc cu ce înseamnă module, ce înseamnă specialitatea. Noi, la rândul nostru, formăm mici ingineri în devenire. Și iată câteva dintre avantajele alegerii, da? Profilului tehnic, de la liceul tehnic. Clar, pentru că le va fi mult mai ușor și domnul profesor cred că poate confirma acest lucru, le va fi mult mai ușor în primul an la Politehnică, exact de acea adaptare de care discutam mai devreme. De asta spuneam și de pregătirea, de perioada de pregătire, care iată poate să fie pe perioada liceului, cu siguranță la liceul tehnic, acolo unde dacă dorești și ești ambițios, te pregătești pentru o universitate așa cum e Universitatea Politehnică, vă rog. Sunt sisteme de învățământ care au clasă preparatoare, adică, de exemplu, sistemul francez, în care atunci, ca să mergi la universitate și mai ales la una tehnică, stai 2 ani în aceste clase preparatoare și îți însușești anumite competențe, anumite abilități tehnice de matematică, de fizică, de științe exacte și abia după aceea mergi mai departe către universitate. Aici, liceul tehnic și, în general, liceile cu profil tehnic îi ajută foarte mult pe viitorii studenți să înțeleagă partea practică a meseriei lor. În anul întâi, în schimb, nu îi ajută atât de mult pentru că în anul întâi avem mai ales noțiunile fundamentale științifice care se transmit studenților, adică au noțiuni de matematică avansată, noțiuni de chimie, noțiuni de fizică, noțiuni de mecanică. Deja după ce trec acest an întâi de științe fundamentale, din anul 2 încep deja cu disciplinele de specialitate, iar din anul 3 și 4, practic, doar discipline de specialitate fac și atunci le va fi mult, infinit mai ușor decât celor care vin din filieră teoretică sau de o altă filieră. Este așa o răsturnare de clasament, dacă îmi permiteți, pe care o observ. În anul întâi, e adevărat, cei de la științe tehnice sau tehnologice, liceele tehnice sau tehnologice, sunt undeva la mijlocul clasamentului, dar începând cu anul 3 și 4, inversează această tendință și ajung printre primii. Păi, pentru că le place foarte mult partea practică a lucrurilor. Exact, exact. Nu, Denis? Da, da. Da. De care ai beneficiat foarte mult la liceul tehnic. Un liceu, spuneam, cu multe performanțe și în acest an și care reprezintă un etalon în județul nostru pe acest profil tehnic. Nu că sunteți noastră aici în studio, dar rezultatele vorbesc. Vă mulțumim. Rezultatele vorbesc. Este o muncă de echipă. Și Denis este aici și poate confirma acest lucru.
Încercăm să dezvoltăm elevii din toate punctele de vedere, că și asta este foarte important, și dezvoltarea personală pe lângă cea profesională. Și atunci încercăm să le oferim experiențe cât mai variate și, așa cum spunea și domnul profesor mai devreme, încercăm să îi ghidăm spre, spre o meserie care să-i ajute și care să-i susțină în viitor. Apropo de, o să vorbim și despre facilitățile de la universitate, despre dotări, dar să reamintim și faptul că în fiecare an liceul tehnic mai vine cu câte ceva nou și pe partea asta a dotărilor. Practic e o campanie care mi se pare că a început și nu se va termina niciodată. Da, deocamdată n-ar trebui să spun lucrul ăsta, dar o să-l spun. Suntem în prim proces de negociere cu Robert Bosch pentru un nou laborator de mecanică. Breaking news. Avem semnalul de breaking news. Dar asta vine exact cum spuneam și mai devreme, pentru că vrem să legăm această întreagă discuție de Universitatea Politehnică. Sunt sigură că și Universitatea Politehnică se bucură de anumite dotări de calitate și de actualitate. Noi doar încercăm să ținem pasul, nu avem cum niciodată cu dumnealor cum să ținem pasul cu universitatea, însă vrem să venim și să ne adaptăm vremurilor și timpurilor, pentru că tehnologia se pare că ne conduce viața în ziua de astăzi și deși se observă o trecere a elevilor către științele umaniste, viitorul totuși cred că se află tot în științe. Da, păi, domn profesor, iată și imaginile rulează pe post, apropo de dotări și de Universitatea Politehnică, noi vedem câteva din dotările. Da, avem parteneriate cu firme mari, cu liderii pe fiecare domeniu de activitate și de la roboți, la mașini unelte, la partea de sudare, de exemplu, avem cu Ductil, Lincoln, acum Lincoln Electric, avem cu absolut Renault. Deci toate... Da, acum fac eu o precizare, spuneți aceste lucruri ca să vadă importanța. A, exact, da, exact. Adică să nu se înțeleagă că facem publicitate. Nu. Evident, nici pe departe, dacă știam că este așa, făceam anterior o înțelegere, măcar să, da, să fie avantajul și pentru dumneavoastră, da, la televiziune. Mă văd cu un Lincoln acum după emisiune. Adică... Îmi prezint scuze, am spus toate astea doar în ideea în care... Nu a fost un reproș, am spus ca să nu să înțeleagă că facem publicitate. Vă rog, continuați. Da, deci toate aceste firme mari și multe altele le-am menționat pentru că ele au rezonanță în spațiu public, atunci o să spun și multe altele, sunt prezente în universitate și este cumva așa o preocupare a universității, a conducerii universității și a fiecarei facultăți să aducă aceste firme și firmele sunt interesate pentru ca studenții să înceapă încă din facultate, să lucreze, să se obișnuiască cu acele echipamente pe care ei le au și atunci când merg în producție, de ce nu, să le recomande directorilor anume acel echipament ca fiind cel mai performant, cel mai potrivit pentru operațiunea pe care o desfășoară acolo. Da, făcând o comparație, e oarecum un învățământ dual apropo de ce se întâmplă de firmele, companiile care vin, au parteneriate cu liceele, îi pregătesc pe copii de-a lungul școli, da, de-a lungul acestor, mă rog, 3 ani, cum ar fi de-a lungul învățământul 3 dual, ani, da, și exact, după care au posibilitatea să se angajeze efectiv la companiile. La noi este și mai avantajos, adică am mers și mai departe. În anul 3 avem 90 de zile, 3 luni de practică. Practica se realizează efectiv în întreprindere. Și se plătește. Și se plătește și încă de atunci sunt parteneri industriali care recrutează și mai departe îi plătesc cu anumite sume de bani pe studenți doar să studieze, iar la final să meargă să angajeze la ei. Avem exemplu aici și nu o să mai dau nume, dar o să spun fostul producător național de frigidere și echipamente acestea frigotehnice și sunt și alții, i-am numit mai devreme pe o parte dintre ei, care au aceste aranjamente cu noi și studenții noștri se angajează încă din anul 3 acolo și rămân angajați până termină facultatea și după aceea.
Îl văd pe Denis nerăbdător să avem un dialog mai amplu. Da, da, da. Dar să înțeleg că și tu ai făcut practică. Da, vă dați la firme, la diverse companii. Am făcut când am plecat în Portugalia, da, chiar. A, deci ai fost printre beneficiarii numeroaselor proiecte cu fonduri europene. Bă, două, la Madeira chiar. Sau unde? A, unde? E chiar în Madeira. Chiar în Madeira. Că în acel an grupa de electronică a fost plecată în Madeira, într-adevăr, când era Denis clasa a 10-a și a 11-a, pentru că a fost a prins pandemia, așa este. Știu pentru că eu am fost profesorul însoțitor, de asta știu. Am petrecut 3 săptămâni împreună în Madeira. Și Denis a mai beneficiat de un proiect de Regional Education. Ai fost plecat în Turcia. Of, câte oportunități aveți. Da, și pe vremea mea nu erau așa. Nu e, să spuneți, ceva foarte greu să participi. Trebuie să ai ține cunoștințe în limba engleză, să știi să te descurci în a vorbi. Iar tu te descurci. Da, mă descurc. Da. Sunt convins. Spune-ne, te rog. Vreau doar să mai punctez un lucru. Denis a mai beneficiat de un proiect. Și anume o săptămână alături de Universitatea de Biologie. Două din București, dar în final se pare că a ales Politehnica totuși. Dar a fost și acela un eveniment foarte frumos din viața mea. Acele două săptămâni au trecut foarte repede, a fost foarte frumos. O să discutăm și despre experiența de acolo, de la Universitatea Politehnică. Haideți să te cunoaștem un pic. Denis, născut unde? M-am născut în... Născut, crescut? În satul Tăbărești, comuna Gălbinaș, foarte aproape de Buzău. Aici, la o aruncătură de băț? Da. Școala absolvită? Am făcut, școala gimnazială Gălbinaș, toate de la clasa 1 până la clasa 8-a, tot acolo. Și cum ai ales liceul tehnic? Mai mult prin rude, prieteni, ce am auzit. I-a plăcut atât de mult încât ne-a dus-o și pe sora lui anul acesta. Eu am înțeles că e o tradiție asta, da? Deja se știe în sat, cum s-ar spune în ghilimele, că la liceu tehnic e bine. Și am auzit de foarte multe situații în care, la fel, frați, surori, da? Sunt aduși de ceilalți care au absolvit sau care sunt deja la liceul tehnic, să continuă tradiția. Asta e cea mai bună promovare. Da, este cea mai bună promovare. E puterea exemplului. Da. Așa. Bun. Cum a fost perioada asta de liceu pentru tine? Liceu? La început să știți că a fost cu acomodarea fețe noi, fețe pe care le cunoșteam deja din general. Am avut și colegi care au venit cu mine în clasă. Acomodarea a fost destul de ușoară. Profesorii au fost și ei, știau că noi suntem noi veniți, s-au comportat mai lejer cu noi, ne-am obișnuit și noi cu ei și ei cu noi. Primul an a fost foarte bun pentru mine, a fost chiar foarte frumos. Ce așteptări ai avut tu și, să zicem, la finalul celor 4 ani de liceu, cu ce concluzie ai putea să... Despre liceu? Da, ce așteptări ai avut tu? La început? Ce așteptări ai avut? Eu... Știam că o să termin, că o să iau bacul. Eu nu mă puteam vedea în viitor fără bac, sincer, când mă gândeam, atunci eram pe vremea aia și mă gândeam la mine peste 4-5 ani, nu mă vedeam. Na, fără diplomă. Și ziceam că... Na. Da, este emoționat. E normal să fie emoționat, dar întrebam pentru că evident că atunci când faci o alegere, te gândești la ceva, te gândești, ai o viziune, peste câțiva ani vreau să... Da. Ideea era, bine, o să răspunzi, că n-ai cum, este fosta profesoară și doamna director, satisfăcut complet? Da, adică foarte. Peste așteptările tale? Cu mult. Cu mult peste așteptările. Nu mă așteptam, sincer. Ce consideri tu că ai învățat? Sunt multe lucruri pe care le-ai învățat, evident, dar două, trei repere așa, la finalul liceului tehnic, cum te simți? Deci ai intrat într-un ciclu, de 4 ani. Cum te simți? În legătură cu materie sau cu știința mea? Cu știința ta, cu dezvoltarea ta. Dezvoltarea ca persoană? Ta, ca studii, da? Ca studii? Da. Foarte mult la materii, spre exemplu, matematica, la care eu în clasa nouă nu aveam habar mai nimica. Aveam goluri destul de mari și din general, nu eram eu cel mai pasionat de această materie. Și comparativ cu acum, la finalul anului, am crescut foarte mult. Și alte materii care nu le puteți, cum să zic,
compar acum liceul tehnic, spre exemplu, la fel, la engleză. Am crescut foarte mult cu acești profesori foarte buni. Sunt profesori care, sunt convins că sunt profesori pe care i-ai admirat și da, care ți-au reprezentat modele și care te-au și îndrumat așa atunci când au simțit că ai nevoie sau când ai cerut sprijin. Da. Da, foarte mulți. Doresc să dau exemplu? Sau? Chiar te rog. Per exemplu, doamna profesoară de mate, Olivia Cucu, care m-a ajutat în ultimii 2 ani la matematică, na, am învățat foarte multă. Domnul profesor, domnul Harabagiu, domnul de fizică, la fel, m-a ajutat foarte mult. Doamna profesoară Anca Teodoriu, la fel, m-a ajutat extrem de mult. Și pe lângă aceștia, fiind aceștia care m-au ajutat la materii, în special pentru BAC, au fost și profesori care m-au susținut, doamna profesoară de engleză, doamna Andreea Rădulescu și restul profesorilor. Nu știu dacă aș putea să-i spun pe toți, că sunt prea mulți. Îmi făceau multe favoruri, să zicem, dacă aveam nevoie de ceva. Știau că sunt în ultimul an, că am BAC-ul, mă lăsau mai ușor. Vă rog, doamna Petrician. Da, mi se pare interesant că a făcut tot ce putea să facă, special pentru parcă pentru a se pregăti și a veni la Universitatea Politehnică, pentru că a amintit matematica și profesorul de matematică, fizica și profesorul de fizică și engleza, și toate acestea îi vor folosi, pentru că mai departe, dacă aici a plecat în Madeira și a plecat în Turcia, cu Erasmus Plus va pleca, cunoscând limba engleză, acolo unde își va dori, undeva în Uniunea Europeană, să facă un minim 6 luni de zile până la 9 luni de zile și îl sfătuiesc să treacă prin această experiență, pentru că, așa cum singur a observat încă din liceu, când te pune în situație instituția în care te afli, te pune în diferite astfel de medii, atunci tu te dezvolți personal, informal, fără să-ți dai seama foarte mult, mult mai mult decât ai face dacă ai sta și scolastic, te-ai duci în bibliotecă și ai citi, poate, despre anumite noțiuni. E foarte importantă această punere în contact cu un mediu nou, cu un mediu care să te dezvolte multilateral, și așa că ai făcut perfect până acum și vei face, sunt convins, la fel de bine în continuare la tehnologii industriale inteligente, așa se numește specializarea dumnealui, la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică. La care ai ajuns cum? Deci să înțeleg că experiența aceea pe care ai avut-o vizitând Universitatea Politehnică București a fost decisivă? Da. În prima oară, în prima plecare în clasa 11-a mai, pe la final, parcă, dacă mi-aduc eu bine aminte, am plecat cu clasa mea și alte câteva clase să vizităm Universitatea Politehnică. Și ne-au fost prezentate unele facultăți, unele ramuri a acelor facultăți, și cea care mi-a atras atenția a fost cea de inginerie industriale și robotică și inteligență. Ce te-a atras cel mai mult acolo? Totul mi se pare că e fascinant. Eu nu sunt pe domeniul ăsta, mai zis și domnul profesor Petrician. Cred că mai puțin partea tehnologică, și aceasta vă dați seama, da? Dar mai mult partea informatică a lucrurilor, programarea acestora. Eu sunt pasionat de chestii de genul și vreau să mă dezvolt în acest domeniu, mai ales că este și foarte căutat și, na, și încă se caută. Și o să caută și pe viitor. Bun, și ai luat această decizie, ai luat BAC-ul, da, fără probleme, fără emoții, fără niciun fel de emoții, după care admiterea. Pe care care a fost o preadmitere, n-a trebuit să mă mai complic cu admiterea. Așa, ce pași au Păi, într-o zi, mai pe la finalul anului, prin mai, dacă nu mă înșel, au venit niște profesori, prin coincidență domnul Petricianu. Bine, nu e o coincidență ca domnul profesor Petricianu să vină în vizită la liceele tehnice din Buzău. Și să ne prezinte oferta facultății. Acesta a spus ce a avut de spus, la fel pe mine m-a impresionat, că mi-a plăcut, îmi plac chestii de genul și tehnologice și robotice. Și la final am dat-o voie, puteam să ne scriem pe o foaie dacă vrem să fim contactați spre viitor despre această preadmitere. Eu nu știam ce e. Dar m-am notat acolo, mi-am notat e-mail și numărul de telefon. Și după 3 săptămâni, să spunem, m-a contactat o doamnă secretară de acolo, dacă nu mă înșel,
să-mi spună de preadmitere. Și m-a informat, mi-a spus că dacă o fac acum, nu mai trebuie să fac după BAC, nu mai trebuie să mă... Aș interveni eu cu ceva. Aici, de fapt, acum nu se mai numește, deci, sau nu s-a numit preadmitere formalia, se numește admitere anticipată, adică ești declarat deja student după ce se termină această perioadă de înscriere. Ea începe la 1 februarie, așa a început, continuă până la 22 iunie pentru anumite facultăți, inclusiv Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică. Pentru altele e o primă etapă care se oprește în aprilie, urmează un examen scris cu două probe în aprilie și atunci pe baza acelui examen și a unei cele de-a treia probe de concurs, două probe de concurs, sunt declarați admiși sau nu în faza de admitere anticipată și singura condiție de ce ești declarat admis, condiția este ca după ce se susține examenul de bacalaureat să te prezinți cu diploma de bacalaureat în original și atunci ești declarat student. Ceea ce a făcut întocmai și domnul student, că deja pot să-l numesc domnul student. Cu siguranță. Îmi place atitudinea asta nerăbdătoarea ta de a merge efectiv, să vede efectiv pe chipul tău că abia aștepți prima zi de facultate. Vreau să văd cum e experiența. Am avut și eu o soră care a terminat facultatea și masterul și mi-a spus că este o experiență nouă, e ceva foarte frumos. Elevii absolvenți, așa cum este Denis, au fost mulți și sunt mulți care aleg Universitatea Politehnică. Iar ei acolo respectă blazonul cu emblema în suflet al liceului tehnic și apar nu rare ori în fața noastră și cu rezultate așa deosebite. Așa este, chiar vara aceasta ne-am mândrit cu unul dintre foștii noștri absolvenți care anul acesta a terminat studiile de licență la Universitatea Politehnică, șef de promoție. Ce mai putem? Vă rog, adăugați, domnul Petricianu. Buzeni nu știu, sunt deștepți. Da, da. În general, ce mai e de adăugat decât felicitări? În general, cei care vin din, sau sunt mulți, studenții Universității Politehnică din București, care vin din zona aceasta a noastră, a Buzăului. Probabil că și datorită faptului că este aproape Bucureștiul, dar și datorită faptului că aici avem o școală de calitate și mai departe, poate chiar și datorită faptului că încă mai avem o platformă industrială, ceea ce pentru dimensiunea pe care o are orașul nostru în țară, adică atunci când ne comparăm cu comparabilul, nu stau la fel de bine orașele care au o dimensiune similară cu a noastră. Deci, toate acestea reunite fac ca acești studenți să vină, să fie motivați, să termine cu brio și să facă cinste liceelor din care provin, în cazul de față, Liceul Tehnic din Buzău. Ați vedere, doamna Poienaru, să completați ceva, vă rog. Da, voiam să spun că, ca și în cazul lui Denis și Alex Gheorghiță, despre el este vorba, a fost mentorat de domnul profesor Toader și de domnul profesor Urmuzache, chiar au mers pe aceeași filieră. Și s-au descurcat extraordinar atât la competițiile școlare cât și pe perioada liceului. Sunt elevi cu care ne mândrim, sunt elevi care au devenit produsul muncii noastre. Așa cum spunea și Denis aici de față, într-adevăr, de multe ori se întâmplă ca acești elevi să vină cu mici carențe educaționale sau cu mici goluri pe care noi încercăm să le umplem, îi tratăm cu respect, le arătăm că îi iubim, că îi prețuim. Și încercăm să-i ajutăm să-și descopere adevăratul lor potențial. Și de multe ori suntem mult mai surprinși decât ei. Da, pentru că pot. De progresul lor. De progresul lor, da. Alex, de exemplu, era un elev care venea de la Visoka. Deci dintr-o zonă retrasă a județului. De asemenea, coleg cu el, în aceeași generație, mi-amintesc acum de iarăși un exemplu al liceului nostru, colegului de clasă Alex, care a terminat tot Politehnica și care acum s-a angajat de curând, tot cu note foarte bune.
Dacă mi-aduc aminte bine, Alex chiar a terminat facultatea de robotică și logistică industrială, aș îndrăzni să spun. Și sunt produse ale liceului nostru cu care ne mândrim. Este extrem de importantă legătura asta despre care vorbeam la începutul emisiunii între Universitatea Politehnică și liceele. De ce? Pentru că astfel de exemple despre care am vorbit până acum reprezintă la final universității, evident aleg universitatea, și reprezintă o reușită, pentru că oamenii aceștia care pornesc de la liceu cu ambiția de a deveni, de a avea o carieră în acest domeniu, ei reușesc. Ei cu siguranță reușesc. Și spuneați de angajare. Evident că un absolvent de politehnică nu stă pe tușă. Așa este. Avem un grad de angajabilitate foarte ridicat, peste 90%. Stăm mai bine decât multe universități mari din Europa. Dintre absolvenții noștri sunt angajați în specializarea pe care au terminat-o. Ce vreau să observ și să adaug? Și nu este un domeniu plătit prost, ca să ne înțelegem. Adică e... Nu. Este unul dintre domeniile foarte bine, sau mediu plătite spre foarte bine plătite, și din ce în ce va fi mai bine. De ce va fi mai bine? Pentru că se îndreaptă, așa cum spunea și doamna directoare, mai puțini elevi, mai puțini absolvenți către științe exacte, către tehnologie, și atunci deja este o penurie de astfel de specialiști. Această penurie, bineînțeles, va duce la creșterea recompensei pe care o vor primi cei care vor lucra în domeniu. După care avem și o specializare mult mai ridicată a acestor noi ingineri. Ei vor trebui să interacționeze cu inteligența artificială și sunt convins că o vor face foarte bine. Ceea ce doream să adaug în legătură cu ce s-a spus aici de fantasticul progres pe care îl realizează acești elevi. Aș vrea să pornim de unde sunt. Majoritatea elevilor, am înțeles în urma mai multor discuții și vizite pe care le-am făcut la liceul tehnic, deci majoritatea elevilor provin din medii social vulnerabile, ca să spunem așa. Ei vin foarte motivați, ei vin pe o filieră foarte motivată, și atunci când ajung și întâlnesc niște profesori care îi înțeleg, sunt empatici și adaugă nu doar cunoștințe, că este foarte important, cunoștințe plus emoție. Emoția că vei reuși, emoția că și tu poți, emoția că avem alți absolvenți care au reușit și vei reuși și tu. Noi știm, trebuie doar să faci să parcurgi aceste etape pe care noi ți le spunem și vei ajunge și tu ca ei. Deci dacă adăugăm la această motivare cunoștințe plus emoție, ajung să aibă asemenea succese. De ce emoție? Pentru că ar putea foarte bine, sau ne-am putea gândi foarte bine, că și de acasă se poate învăța. Se poate învăța la distanță, se poate învăța acum în fața calculatorului, se poate învăța în bibliotecă. Nu e componenta emoțională, nu e componenta aceea motivațională care să-i facă să progreseze atât de mult. Și care e cea mai importantă. De asta va mai fi nevoie și în viitor de profesori buni. Să încheiem capitolul acesta cu oportunitățile de angajare. Și de faptul că pe piața muncii există o nevoie imensă de ingineri, chiar vorbeam la una dintre emisiunile trecute cu noastră, era și o cifră, nu neapărat să o reamintim, dar e nevoie de foarte mulți ingineri. Da, păi e o cifră avansată care vine din statistici, din studii, în jur de 30.000 de ingineri, și mai departe este evident că se vor diversifica aceste meserii ale viitorului, dar vor include tehnologia. Adică din ce în ce mai mulți vor fi cei care vor trebui să producă, vor trebui să asigure serviciul noilor echipamente care ne vor face viața mai ușoară în viitor. Deci ingineria este foarte motivantă atât din punct de vedere al faptului că
de fiecare dată afli ceva nou și este într-o perpetuă schimbare, adică atunci când vei ajunge la serviciu, nu prea în inginerie, nu prea poți să te plafonezi acum în zilele noastre, că nu mai rămâne tehnologia la fel. După câțiva ani, 3, 4, 5 ani, schimbi pe linia de producție ceva, vine altceva, trebuie să înveți, ești în contact cu nou. Deci, pe de-o parte, un domeniu continuă schimbare, clar. Un domeniu în continuă schimbare și, pe de altă parte, va fi cu siguranță și mai bine remunerată decât este acum. Revenind la discuția legată de parteneriate, cu Universitatea Politehnică aveți un partener de foarte mulți ani. Și vreau să vă întreb de importanța acestor parteneriate, iată, cu liceele tehnice, în perspectiva asta a dezvoltării educației tehnice pentru tinerii noștri. Sunt foarte importante aceste parteneriate și cred că avem de învățat unii de la alții. Fără aceste parteneriate, de exemplu, anul acesta poate Denis nu și-ar fi găsit chemarea. Într-adevăr, ne sprijinim reciproc în ceea ce înseamnă educarea elevilor și ghidarea lor către meseriile care li se potrivesc cel mai bine și către traseul lor profesional și educațional. Iarăși, aceste parteneriate ne ajută foarte mult și pe noi să evoluăm. Spuneam mai devreme de un laborator cu Boșta. Da. Există deja unul la Politehnică. Nu, al nostru nu va fi la fel de mare precum cel de la Politehnică și la fel de bine dotat, însă și noi am reușit să obținem o frântură din așa ceva. Parteneriatele astea, iarăși, sunt foarte importante și pentru promovarea imaginii învățământului tehnic. Pentru că trebuie să pornim de jos, într-adevăr, de la liceu și apoi ajungem la facultate. Este foarte important ca părinții să înțeleagă la clasa 8-a, atunci când fac opțiunile în numele elevilor, în numele copiilor lor, că trebuie să îi lase să-și urmeze pasiunile și că de multe ori aceste pasiuni se redescoperă mai târziu în liceu, dar le este mult mai greu să se adapteze la facultate în momentul în care trebuie, exact cum spunea domnul profesor, în ultimii ani când trec pe partea practică, le este mult mai greu să își formeze acele deprinderi, pentru că până la urmă noi lucrăm și cu deprinderi. Da, am mai vorbit despre rolul părinților în alegerea elevilor, apropo de profilul tehnic, și de faptul că, în ciuda, să zicem, unei reticențe, așa, domnule, că nu se duce pe partea tehnică, mulți continuare sunt pe partea teoretică, dar iată că zona asta tehnică vine cu mult mai multe oportunități, mult mai multe oportunități. Domnul Petreceanu, vă rog. Mult mai multe oportunități și mult mai multe satisfacții. Am observat că pentru a reuși, de fapt, în viață, pentru a se apropia de potențialul pe care îl au, acești elevi care provin din grupuri social vulnerabile, liftul acela social care să-i ducă în altă clasă socială, să aparțină unei alte lumi, trece cel mai ușor pentru ei, deci pentru cei care provin din grupul social defavorizat, prin Universitatea Politehnică, adică prin științe tehnice, calea aceasta tehnologică. În partea cealaltă, evident, dacă ești fiul cuiva care este orice medic, avocat, renumit și așa mai departe, e mult mai ușor, bazându-te deja că nu pleacă din zero, cum se spunea pe vremea vechiul regim, nu pleci de la lingură și furculiță, ci pleacă deja cu o bază solidă. Oricei care nu au această bază solidă, șansa lor ca să ia liftul social și să ajungă undeva sus este tocmai educația tehnică, tehnologică și după aceea Universitatea Politehnică. Apropo de ajuns sus, Denis, tu ce, așa cum te vezi peste câțiva ani? Ce ți-ai dorit să devii? Ca profesie, nu? Da. Sincer, în acest moment nu am vreo idee, de aceea am ales această facultate și acest loc. Am înțeles. Deci, oricum, vei avea tot timpul, sperăm, în funcție de ce se întâmplă în perioada facultății, să alegi, efectiv. Da. Sperăm să ne vedem peste 4 ani, după ce termin. Da, e o chestie ciclică, pentru că, iată, la liceu ai avut profesori îndrumători, ai avut care te-au ghidat, evident, la universitate la fel. Acolo sunt doctori în inginerie, adică sunt tot felul de somități. Și sunt și mentori. Da, adică... și sunt și mentori care
Și cum e? Te citesc, te văd, te simt, te miros, cum s-ar zice, da? Și cei care fac performanță sunt cei care voluntar se interesează de oportunitățile care există. În universitate o să descopere că, de asemenea, sunt posibilități de dezvoltare multilaterală. Adică, va observa că este club de robotică. Va observa că este un club care se preocupă sau sunt studenți un grup de lucru care se preocupă despre controlul nedistructiv al materialelor. E un alt grup care se ocupă să facă, de exemplu, o mașină, un kart din acesta, ca să mașină de curse, să participe cu ea la formula student fiind un concurs între mașini făcute integral produse de studenți. Apropo de asta, i-am și ajutat în calitate de președinte al Asociației Generale a Inginerilor din România. Am mers aici la fabrici și le-am donat, le-au trimis o fabrică de aici, nu o să-i mai dau numele de data asta, le-a trimis materiale ce aveau nevoie. Eu știu, bare, elemente de sudură și așa mai departe. Revin. Deci toate aceste oportunități le va avea, va veni în contact cu ele și el va alege în ce direcție vrea să meargă. Bineînțeles că nu toți aleg. Depinde de și de caracterul fiecărui student. Sunt studenți care preferă să meargă pe minima rezistență și atunci ajung la final cu bine, așa cum își propun, și sunt alții care sunt voluntari și ajung să fie cu adevărat foarte, foarte buni, pentru că și firmele apreciază, și menționez asta, apreciază foarte mult ca încă din liceu să fi fost voluntar în astfel de activități, să fi trecut pe la domnul profesor Nicolae Toader și să fi obținut un anumit premiu atunci când a fost la diferite concursuri naționale. Și așa și noi, adică și angajatorii, dacă va participa pe parcursul facultății la astfel de activități, va fi apreciat și recompensat așa cum se cuvine. Suntem pe final emisiunii, din păcate, și încercăm să tragem linie discuției noastre, să tragem concluziile. Doamna Poenaru, sincer nu știu ce facultate ați absolvit, dar v-aș întreba dacă sunteți pe zona asta tehnică. Nu. Sunt profesor de limba engleză. Profesor de limba engleză, dar limba engleză este necesară pentru viitorii ingineri. Este de mare ajutor. Sunt oportunități la companii care cer o limbă străină de circulație internațională? Sau există oportunitatea chiar de a găsi un loc de muncă în străinătate? Aș insista mai mult pe faptul că limbajul de specialitate este extrem de important pentru un inginer, pentru că tot timpul vrea să fie updatat și vrea să fie la curent cu toate noutățile din domeniu. Deci orice inginer care se respectă va ști întotdeauna foarte bine limba engleză pentru a se documenta. Da. Așadar, în loc de concluzie, doamna Poenaru, liceul tehnic va fi în continuare o pepinieră pentru Universitatea Politehnică, cu siguranță. Cu siguranță, mai ales că anul acesta am schimbat un pic specializarea. Anul acesta avem operator roboți industriali, încercăm să mergem un pic să mulează. Da. Pe linia domnului profesor, pe linia facultății pe care o reprezintă. Denis, să nu uit, îți urez mult succes pe noul tău drum, un drum interesant, așa cum te-am cunoscut în minutele astea de emisiune. Eu sunt convins că vei reuși, te văd un tânăr ambițios, hotărât, da. Și îmi place curiozitatea ta. Toate detaliile pe care le-a dat domnul Petrician apropo de condiții, de ce poți să faci acolo, ți-au prins beculețul. Mereu în timpul liceului m-au pasionat chestiile de genul. De fiecare dată când am putut să mă înscriu undeva, am făcut-o. E pentru că sunt oportunități unice. Na. Îți plac provocările și mă bucur că se întâmplă lucrul acesta. Și emisiunea a fost o provocare. Da, exact. Ai trecut-o cu brio și pe aceasta. Mult succes în tot ceea ce îți face. Mulțumesc. Domnul profesor, trageți noastră concluzia. Concluzia este aceasta. Către părinți mai ales, către copiii dumnealor, către elevi, să îndrepte către filiera tehnică, tehnologică. Șansele ca ei să reușească în viață sunt mult mai mari pentru niște oameni obișnuiți. Filiera tehnologică la nivel de liceu oferă și niște avantaje de care n-a amintit aici, cazare,
gratuită, o bursă de vreo 400 de lei, cred, sau 500 de lei, mai departe, vine la universitate și universitatea oferă de asemenea burse sociale, care poate fi cumulată, bursa socială, care acum va crește, dar e undeva pe la vreo 600 de lei, și cumulată cu o bursă de merit, care este undeva pe la vreo 1000 de lei, deja ai 1700, probabil 2000 de lei, îi primești doar ca să studiezi. Deci este o șansă să nu ratezi această șansă, să le ofere copiilor lor posibilitatea de a se împlini în viață, de a ajunge undeva cu acel lift social cât mai sus, în stratosferă, dacă se poate, și să înceapă încet cu liceul tehnic, tehnologic, filieră tehnologică, și după aceea cu Universitatea Politehnică București și după aceea cu ce mai doresc. Denis, sunt convins, având în vedere parcursul tău, că da, recomand cu cea mai mare plăcere liceul tehnic și politehnică. Adică normal că recomand tuturor elevilor care sunt interesați, nu numai de poate sunt tehnologic. Scuză-mă că te întrerup, poate sunt unii dintre adolescenți care, domne, parcă i-ar atrage zona asta, dar nu suntem hotărâți așa. Ce sfat le-ai dat tu așa? Păi e un job de viitor. Asta e, cred că, cel mai mare sfat pe care îl pot da. Dacă se duc și își dau puțin, foarte puțin interesul să se intereseze în aceste materii și studii, o să ajungă undeva sus, vă dați seama. Ingineri în multe domenii. Doamna, vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc pentru Denis, multă baftă, mulțumesc, în stare. Mulțumesc. Domnul profesor Petriceanu, mulțumesc și ne mai vedem, evident. Încă o dată s-a încheiat emisiunea. Eu acum, mă rog, sunt anumite emoții care mă cuprind, pentru că nu am cum să nu dau acest mesaj. Din păcate, este ultima emisiune pe care o realizez avându-l în spatele meu susținător pe Lucian Martin, colegul nostru de foarte mulți ani, care și-a pus amprenta esențială asupra emisiei de la Campus TV, care a ales să meargă într-o carieră mai bună pentru el, evident. Îi urăm mult succes. Emoțiile sunt inerente, pentru că vă dați seama că avem foarte mulți ani împreună. Cu toții îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru Trustul Campus Media. Spun acest mesaj public pentru că de foarte, foarte multe ori dumneavoastră, cei care vă uitați, nu știți sau nu vă imaginați, și nu e un reproș, câtă muncă este în spatele camerelor de la vedere. Iar Lucian Martin a fost colegul nostru care și-a achitat cu seriozitatea de care ar putea să se bucure oricine care dorește să aibă performanță în orice domeniu. Luci, îți mulțumim. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Urmează o nouă ediție a emisiunii de ale Buzianului. Colega mea, Magda Enescu, vă așteaptă. O seară bună, toate cele bune!